Conform legii, Primăria Pitești a stabilit nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2015. Proiectul de hotărâre privind noile dări poate fi consultat la primărie și pe site-ul www.primariapitești.ro, iar cetățenii și persoanele juridice au posibilitatea să facă observații și propuneri. Aș fi tare bucuros să primim observații, confirmări, infirmări, propuneri, fiindcă acesta este sensul acestor acțiuni. Să vedem feedback-ul societății civile. Feedback-ul celor interesați. Potrivit primarului Tudor Pendiuc, dările locale pentru 2015 vor rămâne în Pitești la același nivel ca cele din 2014. Am lăsat taxele și impozitele pentru anul viitor la același nivel, așa le-am propus, ca anul acesta. La același nivel. Cu toate că, gândiți-vă, anul viitor cu siguranță vom avea o creștere a euro față de leu, deci o depreciere a leului, cu siguranță vom avea lucrul ăsta. S-ar putea carburanții și toate celelalte să se scumpească, clar se scumpesc gazele, așa încât serviciile noastre publice vor trebui să suporte mai costuri mai mari. Mă gândesc la subvenții, mă gândesc la cheltuielile curente. Mă gândesc la renovatul public, care s-a scumpit și se va scumpi în continuare. E, cu toate acestea, eu am propus să fie același nivel ca anul acesta.